televis să Lăjene vor avea vineri liber de la școală, după ce Inspectoratul Școlar Județean Sălaș a programat să se desfășoare în această zi cercurile pedagogice pe discipline, care vor avea loc în diferite școli din județ. Într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sălaș, Marcel Lucaciu, a anunțat că vineri elevii din județ vor avea liber, iar mâine se vor desfășura cercurile pedagogice cu directorii. Mai exact, mâine va avea loc cercul pedagogic cu directorii, iar vineri vor fi cercurile pedagogice pe specialități. Cercul pedagogic cu directorii este tot o activitate de consiliere, o activitate care vine în sprijinul unui management mai bun, un management mai performant. Asta ținând cont și de faptul că sunt totuși o serie de directori nou învestiți, adică sunt de puțină vreme în funcție, respectiv din septembrie. De asemenea, în această perioadă, mai multe școli din județ sunt sub lupa inspectorilor școlari. Se desfășoară inspecții tematice pentru evaluarea calității activității didactice. Această săptămână au început inspecțiile școlare generale la 3 unități de învățământ. Este vorba despre liceul reformat Veșeleni din Zalău, despre liceul tehnologic Octavian Goga Jibou și despre școala gimnazială Andrei Mureșanu din Cehu Silvanii. Așa cum v-am informat și cu alte ocazii, este o inspecție școlară în care sunt văzute toate cadrele didactice, cel puțin la o oră. Inspectorii școlari vizează mai multe domenii pe care le verifică. Este vorba, printre altele, despre calitatea activității didactice, despre nivelul atingerii performanțelor de către elevi, despre atitudinea elevilor față de școală, despre relația pe care școala o are cu autoritățile locale, respectiv cu primăria. Și sunt, evident, și alte aspecte care se verifică. Pentru ca toate cadrele didactice din județ să-și perfecționeze activitatea didactică, se desfășoară periodic cercuri pedagogice. În acest semestru, cercurile pedagogice se desfășoară vineri, moment când elevii nu merg la cursuri.